Și lăudat să fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Amin. Natura noastră omenească, pământească, tinde să îl laude pe Dumnezeu, să vină rugăciune de laudă, să-i mulțumească lui Dumnezeu atunci când este cel mai bine. De-aia este ușor să îl lăudăm, este pentru inima noastră mai liber, mai ușor să lăudăm atunci când totul este bine în jurul nostru. Este bine să îl lăudăm pe Dumnezeu și ușor pentru inimile noastre să laude când totul e liniștit, când nu-i niciun necaz în jurul nostru. Dar psalmistul ne îndeamnă și îndeamnă de peste secole și milenii inimile noastre să-L binecuvânteze pe Domnul nu doar atunci când ne place nouă, nu doar atunci când inima noastră simte că este timpul cel mai potrivit să-L laude pe El, ci de fapt ne invită să îl lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme. Amin. Și mai ales în circumstanțele în care chiar nu avem nicio dorință de a lăuda numele Domnului. Iată ce spune Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Amin. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Amin. Și binecunoscutul versetul 7, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Amin. Și unde minunat urmează după versetul 7. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să lăudăm numele Domnului prin cântare, apoi vom veni înaintea Lui cu rugăciune și vom da citire textului din această dimineață pentru ora de rugăciune. Sângele Lui m-a curățit. Sângele Tău m-a curățit, sângele Tău m-a mântuit, sângele Tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu salvat, sângele mâinile mă-nchin în fața ta, doar Tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic, îmi ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta, doar Tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Sângele Sângele Tău m-a mântuit, Sângele Tău viață.
viață mi-a dat. Tu ai murit ca eu să fiu salvat. Sângele tău, sângele tău m-a curățit. Yeah.
ai sângele lui Iisus, lui Dumnezeu să placă, numai sângele răscumpărarea, prin sângele Tău avem iertarea păcatelor și îți mulțumim, Doamne, că prin sângele Tău în această dimineață avem intrare liberă în Sfânta Sfintelor și astăzi putem să ne adresăm Dumnezeului Atotputernic cu numele de Tată. Tată, fii prezent în mijlocul nostru și în această dimineață aici în casa Ta. Te rog, Doamne Iisus, să privește la inimile noastre smerite și dorește Tu bucurie, dorește Tu, Doamne Iisuse, eliberare de păcat. Amin. Curățește-ne Tu, Doamne Iisuse, din nou, albește Tu haina noastră ca să putem să Te întâlnim cu o haină curată, fără pată, fără zbârcitură. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru frații și surori care au putut să vină în casa Ta în această dimineață. Ne rugăm și pentru cei care sunt slăbiți în trupurile lor, mă rog, pentru fratele Vasile, mă rog, pentru alți frați și surori, pentru Valentina, pentru familia Vasilescu, te rog ca Tu să-i întărești, Doamne Iisuse. Mă rog, Doamne Iisuse, pentru fiecare familie din biserică care sunt bolnavi în familie lor, te rog ca Tu să te atingi cu mâna Ta puternică. Amin. Și să adungi vindecare, Tu, Doctore Suprem. Venim la Tine, Doamne, că știm că lumea poate să sfătuiască, poate să dea un ajutor, dar nu poate să dea o recuperare totală, absolută, definitivă. Numai Tu ești în stare să faci acest lucru, de aceea venim și apelăm la Tine, Doamne. Te rog ca Tu să ne mărești credința. Amin. Și să aduci Tu vindecare și alinare în rănile care dor. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că ne-ai mărit dorința și în această dimineață ca să venim la casa Ta, din nou să stăm înaintea cuvântul Tău, din nou să ne proșternem la picioarele Tale, din nou, Doamne Iisuse, să ne punem față în față cu cuvântul Tău ca să fim cercetați. Și din nou, inima noastră smerită cere de la Tine ca Tu să o cercetezi, Tu să o înveți în această dimineață și Tu să o muști dacă este nevoie. Doamne Iisuse, curățește-ne, căci urmează să întindem mâna la pâine și la pahar. Amin. Și recunoaștem că nu suntem vrednici să facem acest lucru, dar Te rugăm, curățește-ne prin harul Tău și învrednicește-ne Tu ca să putem întinde mâna. Amin. Și astfel, Doamne Iisuse, să participăm și noi astăzi la masa Ta minunată. Amin. Toate aceste lucruri cerem în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Trebuie să deschidem cuvântul Domnului în această dimineață pentru ora de rugăciune și vom da citire unui singur verset pe care găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, un singur verset, versetul 3. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, un singur verset, versetul 3. Pagina Biblia Cornelescu 1042 și textul din acel pasaj spune astfel: Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul ei. Amin. Amin. Păi, mi se ocupați locul. Doar de trei ori o vedem pe această Marie în Evanghelia după Ioan. Doar de trei ori. Și de fiecare dată când o întâlnim pe Maria, soara lui Marta,
sorului Lazar, pe care l-a înviat Domnul nostru Iisus Hristos. De fiecare dată când o vedem, o întâlnim din nou pe paginile Sfintelor Scripturi, în special în Evanghelia după Ioan, o întâlnim în aceeași postură. Și anume, o vedem la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Când aruncăm prima privire în casa din Betania, o aflăm pe Marta, în atitudinea ei caracteristică de slujire, de muncă. Marta este cea care încearcă să pregătească masa Domnului nostru Iisus Hristos, și citim textul din Evanghelia după Luca, capitolul 10, cu versetul 39. Ea avea o soră, adică vorbim despre Marta, ea avea o soră numită Maria. Și iată, pentru prima oară, Ioan ne-o prezintă în felul acesta, care s-a așezat la picioarele Domnului și asculta cuvintele ei. Pentru prima oară pe Maria o vedem atunci când Marta lucră la bucătărie și Maria și-a luat locul la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos și ascultă învățăturile, îi ascultă cuvintele. Maria stă la picioarele stăpânului și ascultă cu atenție, ascultă cu ardoare cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Următoarea dată când o întâlnim pe Maria e atunci când se reîntoarce Domnul nostru Iisus Hristos în Betania doar după moartea lui Lazar, și Maria cumva află că Domnul nostru Iisus Hristos vine în satul ei și ea nu așteaptă până când Iisus Hristos intră în sat, ci ea aleargă în afara satului și îl întâlnește pe Domnul nostru Iisus Hristos, și textul ne spune ce face ea când îl vede pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 32. Maria a ajuns unde era Iisus și l-a văzut. Și următorul lucru pe care ne-l prezintă Ioan spune: s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ea se aruncă la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. De parcă acesta ar fi locul ei. Locul Mariei este la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Din nou ea se află, din nou o putem vedea la picioarele lui Hristos, dar de data aceasta într-un necaz mare. Ce caută ea acolo? Nu caută nimic altceva decât mângâiere. Și textul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 3, este pentru a treia oară când o găsim pe Maria la picioarele lui Hristos, dar de data aceasta nu ca să-i asculte cuvintele, de data aceasta nu ca să caute mângâiere, ci de data aceasta ca să-L onoreze, să se închine Domnul nostru Iisus Hristos. Ea vine pentru a-L onora. Prin urmare, frate și sori, ne gândim la Maria ca la o femeie care stătea de fiecare dată când îl vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos. Noi când ne întâlnim unii cu alții, tindem să dăm mâna. Frați cu frați tind să se îmbrățișeze. Țin minte, în țară la noi era un frate care dădea o sărutare sfântă. Lucrul acesta nu se mai practică, în special în era COVID-ului, dar se mai practică. E oarecare fel de salut cu cotul, cu pumnul. E un fel de salutare. La Maria era diferit. Maria avea o salutare specifică pentru Domnul Iisus Hristos. Vine la ei în casă, Marta, Lazar este în casă, ea se așează la picioare. După tragedia cu moartea lui Lazar, ea vrea pe Domnul Iisus Hristos să fie mângâiată. Ea nu cade pe pieptul ei ca și Ioan la cină, ea se duce direct la picioarele lui și caută mângâiere. Și acum când Domnul nostru Iisus Hristos urma să ducă pe crucea de la Golgota, ea îl onorează ungându-i picioarele cu nard. Frați și surori, prin textele pe care le-am citit și împrejurările la care am privit în mintea noastră, se formează imaginea acestei femei, a Mariei, care stă mereu la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. În zile obișnuite, în zile senine, ea stătea acolo ca un elev, ca un învățăcel, privindu-și și absorbând învățătura de pe buzele Domnului nostru Iisus Hristos. Când vine necazul, ea s-a dus la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos ca să-i caute mângâiere, vârsându-și necazul,
privindu-l în față pentru a găsi cât de cât o consolare a tristeții ei. Fratele ei s-a dus. Nu mai e. Apoi când necazul s-a sfârșit, pentru că știm că orice necaz până la urmă se sfârșește, fiind înlocuit de bucurie și de victorie, o găsim din nou la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, dar de data aceasta onorându-l pe Iisus cu cele mai bogate daruri ale inimii ei. Frați și surori, cineva spunea, nu există niciun loc mai potrivit pentru viața răscumpărată prin sângele mielului decât la picioarele Mântuitorului. Dacă putem găsi un loc după ce am fost răscumpărați, dacă este un loc pentru noi, cei care am fost mântuiți prin har, făptura nouă, oamenii născuți nou, dacă este un loc pentru noi, nu există niciun loc mai potrivit pentru noi decât acela de a fi la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și Maria, dintre toate locurile, a ales un singur loc la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Prin darul ei, Maria a dus ce a avut mai bun. A fost darul cel mai mare pe care ea l-a fi putut oferi dintre tot ce a avut ea mai de preț, dintre tot ce se vindea atunci, la acel moment, în societate, ea s-a dus și a dat toți banii, a luat ce a avut mai scump și le-a dat lui Iisus Hristos. Dar aceste lucruri sunt despre Maria. Poate unii se întreabă, sunt ele oare relevante astăzi? Asta a făcut Maria cu 2000 de ani în urmă. Dar noi ce putem face? Picioarele Domnului nostru Iisus Hristos, noi nu le putem atinge. Noi nici nu le putem imagina picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Poate erau prăfuite, poate erau frumoase. Deoarece Maria se duce de 3 ore la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi cum putem găsi loc la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos? Frați și surori, și noi, la fel ca și Maria, ne așezăm la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos și zi de zi, duminică de duminică, îi savurăm cuvintele care sunt pline de viață. Amin. Dar știm că foarte bine știm acest lucru, fiindcă am mai trecut pe acolo, știm că acest bine, în ghilimele, nu continuă mult pe acest pământ. Nu continuă mult timp pe acest pământ. Asta este diferența dintre pământ și cer. Noi experimentăm binele. Noi experimentăm bucuria. Dar bucuria noastră, știți cât ține? S-ar putea maxim 8 ore să țină. Și după aia s-a dus. După aia vine din nou plictiseală. Și aceasta este un lucru cu care omul se luptă, omul vrea o bucurie perpetuă, continuă, dar nu se poate. Bine, lucrul ăsta va fi posibil, dar în cer. Va fi bucurie pentru totdeauna. Omul știe. Și timpul acesta de aia venim la casa Domnului ca să simțim bucurie, să avem bucurie în inima noastră. Și știm, bucuria asta s-ar putea să țină 2-3 ore. După aia ne întoarcem la ale noastre pământești. Dar ne întoarcem și apoi gustăm din nou din necaz. Cum gustăm noi din necaz? Bă, prin dureri s-ar putea să aibă cineva dureri săptămâna asta, fel cum am avut eu sau ați frate și surori dureri în săptămâna trecută. Sau acum unii gustă din aceste dureri. S-ar putea cineva să treacă printr-un necaz numit moartea celor dragi, moartea, să guste moarte. Vești triste, întrebarea mea este ce faci atunci? Eu înțeleg, vinim la casa Domnului ca și Maria să savurăm, să absorbim, să îmbibăm în noi cuvântul Domnului. Vinim la picioarele Lui aici. Vine cazul. Întrebarea mea este, atunci ce faci? Atunci unde pleci? Ce faci atunci când vine cazul? Țineți minte? Maria, prin apariția ei de 3 ori în Evanghelia după Ioan, și-a format imaginea persoanei care este la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Din nou, este bine să ascultăm cuvintele Domnului la picioarele sale, dar ne aruncăm noi oare la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos și atunci când trecem prin situații pe care nu le putem controla? De ce întreb?
Pentru că în acele momente, când trecem prin situații pe care nu le putem controla, tendința noastră, tendința omenească, este să căutăm noi rezolvarea. Și când căutăm noi rezolvarea, în proces, de fapt, nu rezolvăm problema, ci o facem și mai dificilă. Asta se întâmplă atunci când tu cauți, când eu caut rezolvarea la problemă. Martei și Mariei, când i-au murit fratele și l-au îngropat, i-a ieșit în cale și s-a aruncat la picioarele lui să caute mângâiere. Frații și surori, Maria căuta mângâierea sau căutarea mângâierii a făcut-o pe Maria să se arunce la picioarele Domnului. Căutarea mângâierii, atunci când trecem prin necaz, lucrul pe care avem nevoie nu este $40, nu este o susținere financiară. De acord, nu? Atunci când treci prin necaz, nu atât de mult te interesează un ajutor financiar, tu cauți mai mult o mângâiere. Și omul nu-ți poate da. Cu tot timpul lui pe care ți-l poate oferi, omul știe că după 5 ore sau 4 ore sau săptămâna întreagă, omul va pleca la ale lui. Este o disconecție între cel care are nevoie de mângâiere și cel care vrea să ofere mângâiere ca și om. Este o disconecție. Vă aduceți aminte de Iov și de prietenii lui când au venit la el. Ei au crezut că prin sfaturile lor îl mângâie pe Iov. Îi dă și un sfat, îl sfătuiesc, îl muză, dar îl și mângâie. Și tot ce au putut ei, de fapt, să-l dea anumite răni. Noi nu putem mângâia cu tot din adinsul pe om, oricât de mult am vrea. Întrebarea mea este, când trecem prin necaz din nou și cauți mângâiere, unde pleci? Faci și tu ca Maria. Fac și eu ca Maria. Să mă arunc la picioarele Domnului. Frați, surori, mi-au spus că momentele alea când au pierdut soți, soții, copii, aveau pace în inima lor și cumva neînțeleasă, o pace neînțeleasă. Nu bucurie că le-au murit soțul sau soția sau copiii, ci aveau totuși bucurie și în Domnul. Este un lucru pe care puțin îl vor experimenta poate în această lume. Dar este bine inclusiv atunci când trecem prin necaz să venim la picioarele Domnului, să găsim mângâiere. Ne așezăm la picioarele Domnului să-L ascultăm, ne aruncăm la picioarele Domnului ca să căutăm mângâiere, dar nu doar atât, ci ar trebui să ne așezăm la picioarele Domnului sus și ca să îi le ungem. Și ungerea picioarelor aici are sensul de a-L onora, de a-L glorifica și înălța pe Cel ce este veșnic sfânt. Și Maria a făcut lucrul ăsta. Ea s-a fi mulțumit cu faptul că a venit la Domnul nostru Iisus Hristos doar ca să caute mângâiere. El este mângâierea. Și ar fi putut spune, Doamne, dacă am găsit mângâiere, dați-i enough for me. Tu m-ai mângâiat. Tu m-ai dat pace și liniște în inimă. Trebuie a spus nu, data viitoare când îl mai întâlnesc pe Iisus Hristos. Și știu că este în oraș, mă duc și cheltui toți banii mei, iau lucrul cel mai scump și vin și-l onorez. Cuvintele lui au dat putere inimii mele și atunci când eu am căutat mângâiere, el mi-a dat-o și pentru aceasta eu vreau să-l onorez. Amin. Și ea vine și-l onorează. Aduceți aminte de îndemnul pe care îl dă Dumnezeu celor care se sfătuiesc împotriva unsului din Psalmul 2? Dumnezeu le spune celor care încearcă să-și rupe funile, care tind ei să cred că îi limitează și ei fac comploturi împotriva unsului din Psalmul 2. În Psalmul 2, versetul 12, după ce toți acești oameni se adună la summiturile lor ca să-l dea pe unsul jos de la împărăție, Dumnezeu privește spre ei și râde. Și apoi după ce râde, zice, s-a terminat gluma, acum ascultați îndemnul, el zice, dați cinste fiului ca să nu se mânie. Îmi place traducerea în limba engleză. Mă n-aș spune că Dumitru Cornelescu nu a tradus corect, dar îmi place anume totuși traducerea în limba engleză și spune, kiss the son, lest he be angry.
chis tăsan, sărutați-l pe Fiul ca să nu se mânie. Dragi surori, aceasta a făcut Maria. I-a turnat mirul, nardul pe picioar Domnul nostru Iisus Hristos și le spăla cu părul, sau îi le ștergea cu părul ei. I-a dădea cinste Fiului. Sărutul nostru, cinstea noastră, n-ar trebui să-i o dăm oricui, iar dacă i-o dăm cinstea Fiului, frate și soră, vă invit să o dăruim cu toată inima și cu toată puterea noastră. Noi ar trebui să-i aducem întotdeauna lui Hristos ce avem mai bun. Niciun mir din lume nu este pe jumătate prețios ca dragostea inimilor oamenilor pentru Hristos. Nu se poate compara. Nu există mir, sau dacă l-ai găsit un mir și îl poți pune într-un cântar cu două talgere și aici pui tot mirul din lume, cel mai prețios, și inima omului, crede-mă, inima omului este de mare preț față de Dumnezeu. Ce poți să-i dai tu? Mir nu poți să-i dai. El are suficient mirul. El are tot mirul din lume. Lui nu trebuie mir. El vrea dragostea inimii tale. El vrea dragostea inimii mele. Dacă putem să-i aducem Domnului ceva calitativ și care să-L cinstească, aceasta este dragostea noastră întreagă. Și aici este cheia. Întreagă. Întreagă. Vă aduceți aminte despre acea analogie care am adus-o cu floarea, Iana care duce floare lui sora Agata, care spune că o iubește, dar de fiecare dată când vine la ușă, bate la ușă, pocănește și îi dă doar o frunzuliță din floare, din ghiveș, dar pleacă. Și apoi din nou vine a doua zi, din nou bate la ușă, dar îi dă o floricică. Și sora Gada vede că are o floare întreagă și nu i-o dă. De ce nu-i dă toată floarea? De ce nu-i dă toată floarea întreagă? Frate și surori, ne găsim și noi uneori în astfel de situație. Îi spunem că îi dăm Domnului toată inima noastră, toată dragostea noastră întreagă, dar noi ciugulim din ele. Și dăm câte un pic, câte un pic. Ai dărui Domnului dragostea noastră întreagă înseamnă să-i dăruiești primul loc, inclusiv în afecțiunea noastră. Ar trebui să dăm lucrurile cele mai de valoare din viețile noastre și ce poate să aibă un om valoros în viața lui. A fost vineri la un control de inimă și după ce m-au atacat cu întrebări, m-au dus în ia sânge pentru control, pentru a vedea ce se întâmplă în sângele meu și Doamna zice s-a uitat la ziua mea de naștere când m-am născut, zice ești tânăr și în gura zice ești prea tânăr, zic, I'm not arguing with you, poate că sunt tânăr. Frașitorule, ce are omul cel mai bun în viața lui? Și zice, tinerețea lui. Și unii oameni văd acest lucru. O, ești prea tânăr și ai probleme cu inima, o, dar ești prea tânăr. Ce putem să-i oferim Domnului atâta timp când suntem în viață? Tinerețea noastră, puterea noastră, bătrânii tot întineresc în omul dinăuntru și poți să-i dea toată puterea Domnului. Frații și surori, un tânăr ce are putere, un tânăr ce are pasiune, are prospețime, are puritate în trupul și în minte. Când suntem în cea mai bună stare, dă-i Domnului tot cea mai bună. Amin, amin. Ofere Domnului. Lumea s-ar putea să se uite din afară și să spună, îți ieroșești viața pentru Domnul. Domnul va spune, este cel mai bun dar pe care pot să mi-l ofer acum. Asta nu înseamnă că îndemnul acesta nu este și pentru frații și surorile în vârstă. Frații și surori, putem să-i oferim, chiar dacă suntem în vârstă, putem să-i oferim Domnului tot ce avem mai bun. Amin, amin. Nu doar epuizantele noastre, momentele și trupurile noastre tropite de căldură, ci și ori în care suntem cei mai vioi. Și eu știu. Sunt oameni în vârstă, oameni de 80 de ani, care au orele lor în care sunt vioi.
De unde știu? Am lucrat cu un frate care avea 79 de ani, 80 de ani și încă lovea la ciocan. Și îmi dau seama. Dânsul a lucrat, dacă la început lucra câte 10 ore pe zi, 50 de ore pe săptămână, după COVID, după ce a stat mai mult timp acasă, a început să vină 4 zile pe săptămână, apoi 3 zile pe săptămână, apoi 2 zile pe săptămână. Și vioi cel mai mult era dimineața. Vioi era dimineața, mai ales după ce bea o cafea. Era vioi, după masă nu prea. Ce poți să-i dai Domnului? Poate zici, sunt bătrân, sunt înaintat în vârstă, mirul meu nu se mai compară cu mirul celor tineri. Ba da, pot, fiecare avem timpul nostru în care suntem vioi. Eu nu știu, fiecare are slăbiciunea lui, poate la vârsta voastră îi spune și eu care vor fi slăbiciune, dar încă n-am ajuns. Așa că pot să fac acest îndemn. Sunt ore în care suntem vioi. Dă-le Domnului. Amin. Lasă-l pe el să se folosească de el. Frați și surori, și un ultim gând, ar trebui să realizăm că cea mai bună, cea mai aleasă slujire pe el, sau cea mai aleasă slujire pentru el, este să-l onorăm pe el. Știu. Aici putem să ascultăm cuvântul Domnului, la fel ca și Marta, la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. În necaz putem să căutăm mângâiere și o vom găsi de la Domnul nostru Iisus Hristos, dar după ce le-am făcut pe prima și pe a doua, este important să o facem și pe a treia, să-l onorăm pe el. Și Domnul să ne ajute la acest lucru și onoarea cere de la noi. Prima, am ascultat, ni s-a cerut doar să ascultăm. A doua, să căutăm, să batem. Dumnezeu ne oferă. Dar al treilea lucru, să-L onorăm, asta deja vine de la tine, dorința ta, de la tine, tu să dai, tu să oferi ce ai mai scump. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune de mulțumire înaintea Domnului și să cerem pentru frații și surori care sunt într-o situație mai slabă a trupului, Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să aducă vindecare și cu ajutorul Lui să ne întâlnim din nou aici în casa Domnului. Să ne rugăm și pentru fratele Vasile, Dumnezeu să-l întărească, Dumnezeu să-l binecuvânteze cu sănătate. Dânsul a fost spitalizat, dar nu după mult timp, după câteva zile a fost s-a dat drumul acasă, acum este acasă. Am spus, am vorbit cu el și zic, frate Vasile, dacă nu vă simțiți bine, sâmbătă spre duminică și inclusiv în ziua de duminică, ne rugăm pentru dumneavoastră și ca să vindece Dumnezeu și să ne putem întâlni din nou. Și cred că ascultați sfatul și poate este acasă. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vindecare. Și aș vrea să ne rugăm și pentru această localitate. A fost ieri un pic, hoinărit un pic prin împrejurim și am întrebat de oameni despre unde aș putea găsi oameni care sunt fără case, homeless, boschetari. Și am fost la Tonis, am fost la un alt local, am întrebat dacă ei sunt vizitați de către boschetari și au spus că sunt foarte des vizitați și, de fapt, Tonis îi alungă, fiindcă le strică imaginea. Și a spus, pot să las un afiș că sunt bineveniți într-un alt loc și am spus să vorbesc cu corporația ca să discut cu ei despre acest lucru și să ne rugăm și pentru ei. Și că Dumnezeu deschide inima nouă și mă rog să ne deschide inima tot mai larg pentru acești fel de oameni care sunt în probleme. Și am spus, Dumnezeu, dacă îi chemăm la Hristos, Dumnezeu le rezolvă problemele lor, dar le rezolvă cea mai mare problemă a lor, problema inimii. Și dacă Dumnezeu rezolvă problema inimii și schimbă mintea omului, omul poate să aibă viață mai bună. Deci ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească pe noi să facem această lucrare și ne rugăm și pentru cei care urmează poate să vină aici ca să fie ajutați într-un fel sau altul și pe noi Dumnezeu să ne întărească la aceasta. Amin. Amin. Închinăm Domnului cu rugăciune. Tată, te slăvim cu bucurie și în această dimineață pentru că prin mila și îndurarea ta suntem aici. Slavă! Slavă ție, mulțumim că ne-ai dat putere să ne ridicăm din alături. Glorie ție, Doamne! Îți mulțumim că ai pus în demn prin Duhul Tău cel Sfânt să venim la casa Ta de rugăciune. Ca să înălțăm rugăciunile noastre înaintea Ta și să-ți spunem că Te iubim. Amin. Iubim din adâncul inimii. Tu ești salvatorul nostru. Tu
ești Cel ce a iertat fără de legile noastre. Ai acoperit păcatele noastre. De aceea toată slava, cinstea și închinarea să fie a Ta, pentru Domnul Iisus Mântuitorul Slavie și prin puterea Duhului Sfânt, care ne-a ridicat, ne-a scăpat de legea păcatului și ne-a dat o lege nouă, o lege a vieții veșnice. Doamne, niciodată nu vom putea să-ți mulțumim. Mintea noastră limitată nu poate pricepe tot planul Tău. Dar cât știm și cât pricepem, îți spunem slăvit să fie numele Tău. Amin. Pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta. Ne închinăm ca și Maria. N-avem nars, Doamne. Dar îți aducem inima noastră în Ta și te rugăm să locuiești în ea. Și toată inima strică pentru Tine, dă-ne o inimă nouă. Te rugăm, te rog. Să se vadă asta în felul cum vorbim. Doamne, din misteria inimii mele vreau să iasă cuvinte amin, bune, Doamne, Iisuse, cuvinte de curajare, niciun cuvânt de zicnire să nu lasă iese din inimile noastre. Curățește-ne astăzi să stăm la masă. Te rugăm, Doamne, bun, cercetează. Curățește-ne mintea de gânduri rele, de bănuieli rele. Ajută-ne să nu ne bănuim cu unul pe altul, cu lucruri care nu există, cu lucruri care nu sunt. Ajută-ne, Doamne Iisuse, poate nu ne dăm seama că nu prea curvim, nu ucidem, nu furăm, nu mințim, dar facem lucruri mici, mici zicem noi, dar care piedică lucrarea Dumnezeu în noi. Doamne, te rog astăzi în numele Domnului Iisus, pentru că consider că azi e o zi de pocăință, de asta ne-ai mai lăsat să trăim o zi. Curățește-ne de orice gândire, sfințește limba asta, ca să-ți aducă laude și cuvântul săptămânii. Amin. Când suntem în ecază, am experimentat, ești singura putere care ne ridică. Mulțumim. Singurul care ne înviorează. De aceea ne chinăm înaintea Ta cu toată smerenia și spunem slăvit să fie numele Tău. Noi venim la Tine că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fă ca aceste cuvinte sfinte să ajungă și în gura copiilor, copiilor noștri din neamul neamului. Aș vrea ca toți oamenii să cunoască bunătatea Ta și dragostea Ta. Doamne, arată-Te și celor mai răi oameni, celor mai căzuți oameni, celor mai descurajați oameni, celor mai bolnavi oameni, ca să Te poată cunoaște, să Te poată iubi. Că Tu iubești pe om, creatura mâinii Tale. L-ai făcut cu mai puțin mai prejos de îngeri. L-ai făcut după chipul și asemănarea Ta. Tu iubești pe oameni. Ajută-ne și noi să iubim pe oameni. Amin. Ajută-ne cu oricine stăm de vorbă să le spunem vestea bună. Amin. Învrednicește-ne la aceasta. Că vorbim prin telefon sau scrie un mesaj, fie ca numele Tău să existe acolo. Amin. Din toată inima Te rog, dă binecuvântare peste cina aceasta. Te rugăm, Doamne Iisus. Învrednicește-ne să luăm cina aceasta, amin, să ne amintim că ai murit pentru noi. Mulțumesc. Că prin moartea Ta suntem iertați. Și dacă trecem din viața aceasta, trecem în veșnicie cu Tine. Amin. Te rog, ajută-ne să nu ne temem de moarte. Amin. Ajută-ne să nu avem atâta frică de boala asta. Pune capăt. Te rugăm, pandemiei, amin. Doamne, amin. Pune capăt. Te rugăm în numele Domnului Iisus să zădărnicești planurile celor răi. Amin. Acelora care se gândesc să facă rău semenilor lor. Nu, în schimb, dă-ne dragoste să facem bine semenilor noștri. Cum putem și cum ce avem la îndemână. În mod special te rog pentru fratele Vasile. Te rog. Te rugăm, venim la Tine, Doamne, să se cere. Vindecă-L de COVID. Te rugăm. Te rugăm. Îți mulțumesc că ai fost cu El zilele acestea. Te rog să-L aduci înapoi. Da. În numele Domnului Iisus să-I dai vindecare în trup și în sufletul Lui. Te rugăm. Să-I aling suferințele și să-L mângâie în singurătatea Lui. Din toată inima te rog pentru Valentina. Te rog și pentru Sara. Te rog să-L te rugăm, Doamne. Să-i aduci înapoi în jurul nostru. Ai milă și de binecuvântare peste Magdalena, peste Dan, peste copiilor, peste sora Marta. De sănătate și fratelui Eduard. Ai încetat scris la tine, Doamne, poate frate tânăr să supere cu inima. Te rog, dă-i o inimă nouă. Vindecă-L și pe El, Doamne, te rog. Ajută-L. Te plămicește să ducă lucrarea Ta cu bucurie. Și îți mulțumesc că vei lucra. Și pentru ce va fi în continuare aici și pretutindeni unde astăzi se înalță numele Tău. Te rug
rugăm de binecuvântare. Amin. Lăsăm de pocăim, Doamne, cu adevărat, avem teamă de Tine. Să nu luăm cu ușurință că ne-am născut în familie de pocăiți, ci să ne pocăim în fiecare zi mai mult, căci Tu te apropii de noi. Dar noi să fim serioși în lucrul acesta și îți mulțumesc că ne asculți. În meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Și în aceste clipe de dimineață, Tată bun, venim înaintea Ta și suntem înaintea Ta. Slavă Ți. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne călăuzește. Slavă Ți. Și ne îndrumă fiecare clipă a vieții noastre. Amin. Fie că suntem conștienți, fie că nu. Tu ești prezent în noi și cu noi. Aceasta ne dă bucuria și pacea care ne ajunge pricepere. Prin lumea aceasta frământată, noi avem bucuria Ta, slavă, prezența Ta în noi. De aceea ne-ai chemat și în această dimineață să venim la picioarele Tale. Amin. La picioarele Tale stăm, Tată bun. Da, Doamne Iisuse, pentru jertfa depusă, pentru dragostea Ta, pentru mântuirea Ta, mulțumesc, care ne-ai promis-o, că nu ne vei lăsa și vei fi cu noi până la sfârșit. Și simt prezența Ta. Mulțumesc. Și la, în acești ani ai mei, bucuria Ta, pentru care îți mulțumesc. Amin. Pentru șterne înaintea Ta. Slavă Ți. Mulțumesc pentru Duhul de rugăciune care slavă Ți, pentru Duhul de laudă, slavă, și închinare, și ajută-mă, Doamne, să cred. Amin. Că Tu ești. Amin. Ascult. Amin. Și răspunzi rugilor. Amin. De fiecare dată Tu privești asupra noastră. Slavă Ți. Ce mare ești, Doamne. Amin. Să ai pe fiecare ies privirea Ta, în dragostea Ta, pentru fiecare ies să privești pentru stările fiecăruia și pentru cei care sunt bolnavi, Doamne. Da. Privește-ți mângăierile Tale să fie peste fiecare care s-au amintit și aici. Mulțumesc, mulțumesc că nu-i lași și nu ne vei lăsa cu Iisus. Te pregătești pentru venirea Ta. Amin. Mulțumim. Care este foarte aproape. Ajută-ne să credem lucrul acesta și să ne pregătim pentru ziua aceea. Binecuvântarea Ta să fie peste toate sufletele care stau atunci înaintea Ta la rugăciune. Te rugăm. În orice biserică și în orice loc, dă binecuvântarea Ta și aici, Doamne. Și îți mulțumesc că ne îndrum și ne înveți și ne dai pace și bucurie. Aleluia. Vrem, Doamne, ca cuvântul care se vestește orice unde și aici să fie vestit prin cuvântul, prin Duhul Sfânt, ca să primim în inimile noastre și te rugăm, crește-ne în omul locul tău. Amin. Și mulțumim că o faci, că și te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Dar însă să mă țin că e toată zi frumoasă astăzi. Mulțumim. Mă să-i încătuiesc cu noi întotdeauna. Slavă Ți. Și să stăm cu Tine toată viața noastră. Amin. Să-mi ajut să stăm pe calea Ta. Amin. Să nu lași pe diavolul să atingă tăi noi. Amin. Să fii tăi, să ne ajuți în timp până asta vreau. Da. Să fii cu noi, dar să nu fie niciun gând rău. Amin. În mâna asta. Amin. Să ne ajuți, să fii cu fratele să ne ajuți. Te rugăm, te rugăm, te rugăm, Amin. 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 Amin
slavă. Da. Amin. Doamne Iisus, să-ți mulțumesc pentru mai o zi de trăit. Lauzi-Ți-e. Până am putut să venim cu bine la casa ta. Lauzi-Ți-e. Să fii cu cei care n-au putut să vină. Îndură-Ți și ai. Să ai sănătate. Doamne, să fii și cu familia Vasilescu. Să-ți mulțumesc pentru toate binecuvântările tale. Lauzi-Ți-e. Vreau ca să mă ajuți ca să-ți dau ție totul ce-i mai deprețuit. Amin. Și să-ți dau totul ce-i mai bun. Îți mulțumesc pentru că mă iubești foarte mult. Slav. Și îți mulțumesc pentru mila ta care îmi arăți în fiecare zi. Ajută-mă ca să fiu bun cu alții și să te iubesc pe tine din toată inima mea. Ajută-mă ca să fiu copilul tău. Amin. Și ca să te onorez până la sfârșitul vieții mele. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. La fel ca și Maria, Doamne, venim și noi să ascultăm cuvântul Tău cu mare drag, să-L absorbim și să-L adunăm în inima noastră. Amin. Și bucuria umple inima noastră timpul care îl petrecem aici în jurul cuvântului Tău. Slavă. Dar plecând de aici, Doamne, din nou, suntem în necaz, trecem prin necaz, trecem prin încercări, trecem prin boli, gustăm moartea celor dragi și, Doamne Iisuse, nu avem nimic nevoie de altceva decât de mângâierea Ta și îți mulțumesc că Tu vizitezi inima noastră și Tu aduci mângâiere, Tu aduci pace pe care mintea noastră ar vrea să o înțeleagă, dar nu o poate pricepe. Însă, Doamne Iisuse, ajută-ne să ne grăbim la fel ca atunci când căutam mângâiere, să ne grăbim ca să și onorăm numele Tău, să lăudăm numele Tău, să ungem picioarele Tale cu ceea ce avem noi mai de preț, cu viața noastră întreagă. În această dimineață, Tu la fel ne îndemn, Doamne Iisuse, să Te slujim pe Tine, să-Ți arătăm prin noi dragostea noastră, să ne arătăm, Doamne Iisuse, și să punem la dispoziția Ta puterile noastre. Doamne, ajută-ne să facem tot ce este posibil din partea noastră. Îți mulțumim că Tu ești în mijlocul nostru și Tu ne ajuți. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, și câtă bucurie și pace și liniște avem noi știind că Tu mergi înaintea noastră. Doamne bun și milostiv, îți mulțumesc că Tu ești prezent cu cei care sunt slabi, slăbiți în trupurile lor, dar tari în Duhul lor. Doamne Iisuse, Te rog ca Tu să adunci vindecare și să faci starea lor fizică la fel cum este și starea lor spirituală. Te rugăm, Doamne Iisuse, Tu să lucrezi și Tu, Doamne Iisuse, să îi întărești și să vină acel moment, acel dimineat când ne vom întâlni din nou aici în casa Ta. Doamne Iisuse, acum aș vrea să mă rog și pentru această localitate în care Tu ai așezat biserica Ta și nimic nu este la întâmplare, Tu ai un scop cu ei, Tu ai un scop cu noi. Doamne bun și milostiv, ajută-ne la fel să ne punem la dispoziția Ta toată puterea noastră întreagă, să nu știrbim din ea, să nu spunem că putem doar atât pune la dispoziția Ta, ci ajută, Doamne Iisuse, cu totul să ne proștinem la picioarele Tale și să Te onorăm pe Tine prin viața noastră. Doamne, ne rugăm pentru cei care nu au o casă, la fel cum noi o avem, ne rugăm pentru cei care nu au pâine pe masă în aceste momente, ci o cerșesc, Doamne Iisuse, pentru ei, mă rog, îndreaptă-le pașii spre casa Ta, îndreaptă-le pașii spre acest stroc, unde vor primi o pâine, dar vor și afla despre ce care este pâinea, unde vor primi o apă, dar vor afla și despre ce care este apa vie. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că Tu dai puterea acestei biserici, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu vei lucra prin această biserică. Cerem ajutorul Tău, cerem, Doamne Iisuse, oameni care să poată fi dedicați cu totul în această lucrare. Te rugăm, Doamne Iisuse, ajută-ne să ne punem la dispoziția Ta și să ne putem puterea noastră și viața noastră la dispoziția Ta, căci viața aceasta de fapt nu este a noastră, este a Ta. Amin. Și Tu ne-ai dăruit-o pentru un timp pe acest pământ. Ajută-ne, Doamne Iisus, și dăruiește putere și dăruiește îndrăzneală bisericii Tale. Și îți mulțumim că Tu vei răspunde la această rugăciune, fiindcă cerem în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Când vi se ocupați locurile, dragi frați și surori, haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi copiii, atâția cât sunt, sau copiii vor lăuda pe Domnul, apoi orchestra. Pe un deal departe stă o cruce veche ca semn al suferințelor și iubesc eu crucea,
unde Domnul Iisus muri ca al meu mântuitor. Pe un deal departe sta o cruce veche ca un semn al suferințelor. Și iubesc eu crucea unde scumpul Iisus murica al meu mântuitor. Voi iubi vechea tristă cruce, îți sfârșesc viața umană. Eu voi sta de lume curâtă, mă atrage pe mine la ea. Căci mielul blând Iisus, lăsând gloria sus, a urcat crucea sus pe calvar. într-o coroană voi iubi, voi
ta umană, eu voi sta lângă vechea cruce și-am s-o schimb cândva într-o coroană. Amin. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Amin. Efeseni 1:7.
dulce ea crede în Iisus. Amin. Și noi am gustat din această dulceață și am văzut, și de aceea ne-am pus toată încrederea în El și viața Lui. Copiii pot să ocupe locul în sală. Aș vrea doar să aduc aminte, serviciile noastre duminicale sunt dimineața la ora 10 și la ora 6 după masă. Copiii și orchestra se întâlnesc aici vineri la ora 6 pentru repetiție. Ca să vedem, aceasta am avut un telefon de la președintele asociației Fox Valley, fratele Mark Inman, și a transmis bisericii un salut, salut din partea lui, și a spus că ne va vizita în săptămânile acestea. Este toamnă și frații începe a vizita, se începe a vizita după un an și ceva de COVID, începe a vizita, mai ales că dumnealui deja și a avut, și mulțumim lui pentru aceasta, ne rugăm ca Dumnezeu să-l întărească. Nu este ușor în aceste momente, nici lui, nici bisericilor, de aceea ne rugăm ca Dumnezeu să întărească bisericile din această asociație și din Chicago. Amin. Din nou aș vrea să ținem în rugăciunea noastră această localitate, ca Dumnezeu să o pregătească și Dumnezeu și pe noi să ne pregătească. Poate cu peste câteva săptămâni voi veni cu un anunț pentru o adunare generală, fiindcă avem nevoie să ne întâlnim din nou, să discutăm anumite lucruri, și voi veni cu un anunț mai târziu și voi spune acest lucru, dar să vă pregătiți pentru acea duminică. Va fi o duminică în care cred că am mai făcut așa, când ne-am avut un serviciu de dimineață, am avut masa și apoi ne-am întâlnit după o oră, după lunch. Dar Dumnezeu să ne întâlnească și Dumnezeu să ne pregătească pentru aceasta. Amin. Aș vrea să aduc aminte că copiii de seară vor spune versetele. Sper să fie toți copiii care au învățat versetele. Aș fi vrut să fi fost duminica trecută să fi învățat, sau dacă nu, sau dacă n-au spus, dacă nu le-au învățat pe toate, să fi spus duminica trecută jumătate și apoi duminica asta și să primească premiul. Dar dacă nu, e binevenit de seară să spună versetele, o spune versete. Dacă nu știți toate versetele, înțeleg. Să dă și la școală, să dă și acasă, unii au și awanau, au și repetiții, este dificil. Înțeleg acest lucru. Puteți de seară să spune jumătate din versete și apoi duminica viitoare. Premiul nu-și pierde nimeni. Asta este cu siguranță. Aceea ne rugăm ca Domnul să îndrească pe ei și pe noi. Amin. Amin. Acum, în timpul unei cântări, în timpul unei melodii, ne vom închina cu dare noastre de bună voie, apoi voi invita pe fratele Cosmin să aducă cuvânt pentru dimineața aceasta, pentru biserica Domnului, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe el în predicare și pe noi în ascultare. Amin. Cruciai acel loc unde m-am luminat, am fost orb, vedere aici mi s-a dat. Și pe Iisus în inimă am primit, chiar
în voios, pacea lui am dobândit, da crucea. Vreau să ne ridicăm. Și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu din prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 până la versetul 22. 1 Corinteni 10, de la versetul 14 până la versetul 22. După citirea cuvântului, pentru că este prima oară. Când predic la cină, chiar am nevoie de rugăciune. Rog pe fratele Timotei să vină înaintea Domnului cu rugăciune, să ceară înțelepciune, putere și călăuzire din partea Duhului Sfânt. Cuvântul Domnului este un cuvânt mai dur pentru noi, dar putem învăța multe lucruri în această dimineață. Spune așa: de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul lui Dumnezeu și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Lui. Amin. Slăvit să fie. Dar Tu te rugăm ca Tu să întărești robul. Amin. Prea iubitul Tău. Doamne, dă-i înțelepciune, sfințește-l, Doamne. Amin. Călăuzește-l, dă-i cuvânt pentru noi. Iar noi, Doamne, aceia care am venit ca să ascultăm. Doamne,
Amin, Doamne Iisus. Dă-ne și o inimă, Doamne, ca să-L primească. Amin. Și o dorință, Doamne, de a face voia Ta. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai fost, ești și vei fi. Amin. Te slăvim, Doamne, pentru purtarea de grijă. Și dorim, Doamne, din toată inima să-ți spunem încă o dată că Te iubim și noi. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul, ocupăm locurile. Frați și surori, poporul Domnului este un popor binecuvântat, nu este așa? Este binecuvântat pentru că slujește un Dumnezeu unic, un Dumnezeu care a avut grijă ca în cuvântul Lui să fie clar pentru noi că este un Dumnezeu unic și singular. Spune în Deuteronom 6:4, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. În Deuteronom 7:9 spune, să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios. În Isaia 45:18, cuvântul Domnului spune, căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul. Și chiar Apostolul Pavel notează prin Duhul Sfânt în 1 Timotei 1:17, această frumoasă încheiere a acestui pasaj a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinste și slava în vecii vecilor. Amin. Este minunat că suntem poporul Lui, slujim un Dumnezeu unic. Vă rog să mă iertați, chiar și atunci când am pregătit acest mesaj, m-am simțit iubit. M-am simțit iubit și mai mult decât atât, prea iubit. Prea iubit de Dumnezeu. Dar poporul lui Dumnezeu este binecuvântat pentru că și slujește un Hristos unic. Un Hristos care se definește pe El însuși în cuvântul Său, așa cum știm cunoscutul text din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Iată un Hristos unic în 1 Ioan 4:9. Cuvântul Domnului spune, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Ce minunat este că în această zi poporul Domnului să slujească un Dumnezeu unic, să slujească un Hristos unic și apoi împreună, așa mi-am notat aici, așa mi-a plăcut gândul acesta, și noi suntem ființe unice. Psalmistul în Psalmul 139:14 spune, te laud că sunt o făptură așa de minunată, și el și-a dat seama că este o creație extraordinară a lui Dumnezeu, este o creație unică, atât eu și cu tine. Nu a mai fost nimeni ca mine și ca tine și nu va mai fi nimeni ca mine și ca tine pe acest pământ, până la venirea Domnului. Este un lucru minunat, frate și soră, că ne-am născut într-un timp ca acesta. Suntem unici, ne-a făcut Dumnezeu unici prin caracterul nostru, prin ceea ce suntem noi. Și în această zi, acest Dumnezeu unic, acest Hristos unic care s-a jertfit pentru mine și pentru tine, noi ființe unice, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, stăm la o masă unică. Frate și surori, acesta este titlul mesajului din această dimineață, unicitatea mesei Domnului. Atunci când am stat în rugăciune înaintea Domnului, de multe ori, așa cum o spunea și fratele Eduard, intervine plictiseala, intervine oboseala, intervine comunul, normalul, și Dumnezeu nu a lăsat lucrurile acestea să fie așa pentru noi, ci le-a făcut unice. Și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, vreau ca în acest mesaj să-mi vorbești într-un așa fel încât să-mi înviorez viața din nou. Am nevoie de o înviorare din partea Ta. Am nevoie de viață din partea Ta, viață care vine de la Tine. Am nevoie de o înțelegere adâncă și profundă a mesei Tale. Și de aceea și acest titlu, unicitatea mesei Domnului. Frați și surori, Domnul Iisus instaurează această masă comemorativă, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11:23, în noaptea în care a fost vândut. Cuvântul spune că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Iată, Domnul Iisus în acea noapte, în acea seară, la acea masă, schimbă de fapt sensul sărbătorii Paștelui. Vă aduceți aminte că ucenicii se pregăteau pentru celebrarea Paștelui evreiesc.
Și noua sărbătoare, noua comemorare pe care Domnul Iisus o instaurează, masa Lui, schimbă focusul ucenicilor. Le spune ucenicilor, nu vă mai gândiți la Moise, nu vă mai gândiți la Egipt, la ce a fost acolo, nu vă mai gândiți la lucrurile acestea. De azi înainte, masa aceasta vreau să fie despre mine. Masa aceasta vreau să fie despre jertfa mea, despre ce am făcut eu pentru voi, pentru dragostea pe care v-am arătat-o. Iată, frați și surori, un Dumnezeu unic, cu un Fiu unic, care instaurează o masă unică pentru răscumpărați unici ca mine și ca tine. Glorie Domnului! Aș vrea să vă arăt din acest text, un text cunoscut și textul paralel, de fapt, din 1 Corinteni 11, capitolul 17, nu am citit că suntem în criză de timp, unde la fel se intitulează despre cina Domnului. Aș vrea să vă arăt prin Duhul Sfânt de ce această masă este unică. Și aș vrea să învățăm împreună și să ne bucurăm împreună, să vedem că Dumnezeu nu face lucruri așa de mântuială. Am auzit azi dimineață și așa frumos se împletesc aceste cuvinte. Maria a venit la picioarele Domnului Iisus și a adus un cadou de preț, ce a avut mai scump. Ce credeți că Dumnezeu a făcut această masă așa, la nimereală, cum zic românii? Nu, a pus multă înțelepciune în această masă și aș vrea să vă arăt 9 lucruri pe care le-am găsit unice și extraordinare cu privire la această masă. În primul rând, această masă a Domnului este unică pentru că este masa pentru care s-a plătit cel mai scump preț. Dragii mei, când invităm pe cineva la noi acasă și avem o masă, punem ce avem mai bun, cheltuim, este o cheltuială de timp, de bani, de energie și mai departe. Dar iată că în această dimineață, în această zi, masa Domnului nu este orice masă. Pe această masă nu s-au cheltuit bani, pe această masă a cheltuit jertfa Domnului Iisus Hristos, mărirea Domnului. Este extraordinar. M-am simțit din nou iubit, așa cum am spus, și prea iubit, să fiu invitat la o astfel de masă. Să fiu invitat la o masă pentru care s-a plătit prețul cel mai mare. Masa aceasta, pentru faptul că a fost plătit acest preț cum Domnul Iisus Hristos, are cea mai mare însemnătate, are cea mai mare valoare. Și aș vrea să vă citesc din 1 Ioan 2:2 și 1 Ioan 4:10, câteva versete care mi-au plăcut, ca să ne amintim de acest preț extraordinar care a fost plătit pentru ca eu și tu să participăm la această masă extraordinară. 1 Ioan 2:2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pe ale întregii lumi. 1 Ioan 4:10, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Glorie Domnului! Ce minunat, ce har, ce binecuvântare în această dimineață să fiu și eu un invitat la această masă scumpă. Au fost și vor fi mese de demnitari, mese de împărați, mese de președinți. Am făcut și noi mese de dragoste în biserică sau la casele noastre. Și totuși, nicio masă nu se compară cu prețul acestei mese. Și la această masă să fiu eu invitat? Nu voi fi probabil invitat niciodată la masa unui președinte. Nu voi fi invitat probabil niciodată la masa unui demnitar. Dar ce mare har când dragostea lui Dumnezeu m-a invitat la această masă. Și te-a invitat și pe tine. Glorie Domnului! Mai este masa aceasta unică și pentru că la masa aceasta cel care este comemorat și cel care ne-a invitat, adică Domnul Iisus, nu este prezent fizic, dar este prezent prin Duhul Său cel Sfânt. Masa aceasta este unică pentru că cel comemorat și cel ce ne-a invitat, Domnul Iisus, nu este prezent fizic, dar este prezent prin Duhul Său cel Sfânt. Cum ar fi fost masa aceasta fără Duhul Sfânt? Vă puteți închipui? Cum să ai o părtășie cu cerul fără ca Duhul lui Dumnezeu să nu fie prezent la această masă? Dumneavoastră ați invitat vreodată pe cineva acasă la masă și dumneavoastră să plecați? Ar fi un gest foarte urât, așa-i? Iată că Domnul Iisus a plecat, dar cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan 14, 16 și 17, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac. Și versetul 17 este extraordinar, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoașteți. Iar acum pentru noi poporul Domnului, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Iată, la această masă unde nu este prezent Domnul Iisus Hristos,
Este prezent cineva, este prezent a treia persoană a cerului care face această legătură, această părtășie. Fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, această masă ar fi o masă săracă, ar fi o masă fără nicio valoare, ar fi o masă în care noi, umanitatea, ne-am conectat cu cerul. Dar îmi place întrebarea pe care o pune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:19. Nu știți, poporul Domnului, că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? În dimineața aceasta te afli la această masă a Domnului și vei lua masa Domnului cu ajutorul Duhului Sfânt. Dacă trupul tău este un templu, dar ce se face în templu? Eu m-am pus întrebarea, ok, Doamne, vrei ca eu să fiu un templu al Duhului Sfânt, dar ce se face în templu? Păi în templu se roagă. Frate și soră, te-ai rugat săptămâna aceasta prin Duhul Sfânt? Dacă da, Duhul Sfânt este în inima ta. În templu se laudă? Ai lăudat pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos săptămâna aceasta? Dacă da, Duhul Sfânt este în inima ta. Vedeți, este minunat, Doamne, îți mulțumim frumos că la această masă n-ai lăsat să fie o masă oarecare, o masă în care să nu simțim prezența ta. Și de aceea, poporul Domnului simte prezența Lui, se poate bucura la această masă pentru că există Duhul Sfânt în inimile noastre. Amin. Este minunat lucrul acesta. Mai este unică această masă, pentru că această masă, la această masă cei invitați trebuie să pregătească masa. La această masă cei invitați trebuie să pregătească masa, dar în același timp să se pregătească pentru această masă. E un joc de cuvinte acolo. Masa aceasta este unică pentru că cei invitați trebuie să pregătească masa și în același timp să se pregătească pentru această masă. Vedeți, în orice adunare, în orice biserică, de la momentul în care biserica a început, de la Rusalii, cineva trebuie să calce fața aia de masă, cineva trebuie să tragă masa aia, cineva trebuie să pună acele obiecte de uz, cineva trebuie să facă pâine, să cumpere vinul și așa mai departe. Și în fiecare biserică sunt persoane care se ocupă de lucrul acesta. Dar și aceste persoane sunt invitați la masa Domnului. Ce mare binecuvântare îi dă lui Dumnezeu acestor persoane, frați și surori care se ocupă aici și pretutinde de lucrul acesta. Tu care ești invitat la această masă, să pregătești tu masa aceasta, este un semn al ascultării de Dumnezeu, al smereniei, al slujirii, pentru că însuși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, îmi cer scuze, în Luca 22:19 spune, apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi și de subliniat, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Iată că cineva trebuie să facă și slujirea aceasta și Dumnezeu să binecuvinteze toate persoanele care de-a lungul timpului și până la venirea lui vor sluji cu aceasta, amin? Dar este important ca și noi să ne pregătim. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 11:28, Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Iată că nu poți să vii la masa aceasta oricum, ci și tu trebuie să te pregătești. Trebuie să te pregătești spiritual. Doamne, ajută-ne în această zi. Dacă nu ne-am pregătit în timpul săptămânii, mai avem câteva momente, câteva minute. Doamne, pregătește viețile noastre, sufletele noastre, astfel încât să luăm masa aceasta cu cinste, cu onoare pentru numele Tău. Mai este masa aceasta unică și pentru alt motiv. La masa aceasta, cei care sunt invitați și care se împărtășesc în mod corect, cu o atitudine corectă, devin una. Devin una. În 1 Corinteni 10:17, textul pe care l-am citit, cuvântul Domnului spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Frații și surori, în orice adunare, și vorbim de adunarea din loc, dar vorbim de unitatea aceasta pe care această masă o duce și între biserica aceasta și alte biserici creștine. De aici, din Chicago, din America și din lumea întreagă. Este un lucru minunat, că nu există nimic care să ne adune, nu este nimic care să ne unească, nu este nimic care să ne strângă așa cum ne strânge masa Domnului. Amin? Este un lucru unic. Frații și surori, în aceste timpuri ciudate în care de la mască până la vaccin, până la una și până la alta și până la lucrurile de cele mai mărunte care ne dezbină și ne despart, totuși Domnul a lăsat în înțelepciunea sa și a zis și în timpul COVID-ului, voi luați cina Domnului, că cina Domnului vă va uni, frați și surori. Am un cuvânt aici pentru cei care cumva se gândesc că nu trebuie să lipsească de la cina Domnului.
pentru că nu sunt pregătit sau eu mai știu care motive sunt. Frate și soră, rezolvă problemele înainte de cina Domnului. Rezolvați-vă problemele și nu, nici măcar nu cochetați cu gândul acesta: eu nu voi lua cina Domnului. De ce să nu e cina Domnului? Cina Domnului e făcută pentru ca unitatea noastră, ca popor al Domnului să crească și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mai este masa aceasta unică și pentru un alt motiv. Prima vor fi lucruri care nu sunt așa plăcute, dar sunt în cuvântul Domnului și din care vreau să învățăm. Masa aceasta este unică și pentru că poate face pe cineva vinovat de sângele și trupul Domnului. Luarea mesei Domnului în chip nevrednic ne acuză de moartea Lui. Și m-am gândit la momentul în care L-am primit pe Domnul Iisus Hristos, când am ridicat o mână, eram un baptister, cred că v-am mai spus, când fratele Billy Graham era la biserica numărul 2 Oradea, am fost copleșit de faptul că erau oameni care stăteau și pe acoperișul bisericii și nu puteau să intre, erau atâta popor pe vremea lui Ceaușescu. Am auzit cuvântul Domnului, am simțit chemarea aceasta și am știut că de la momentul acela păcatele mele vor fi iertate. Păcatele de atunci, păcatele viitoare. Și totuși, citind acest text, n-am putut să nu mă înfior. Pentru că dacă Domnul m-a iertat posibilul meu act criminal de a fi părtaș la moartea Lui, iată că dacă vin înaintea Domnului și iau masa aceasta într-un chip nevrednic, voi fi din nou vinovat de acest lucru. Care dintre noi am vrea să facem lucrul acesta? Mă îndemn pe mine și mă îndemn pe dumneavoastră, frați și surori, la această masă, să ne revizuim atitudinea noastră, să ne uităm la noi înșine în adâncul inimii noastre și, așa cum am spus duminica trecută, pentru că inima noastră de multe ori noi nu putem să o cercetăm, să-L invităm pe Domnul prin Duhul Său cel Sfânt să cerceteze adâncul vieții noastre. Doamne, atinge viața mea, atinge inima mea, atinge adâncurile pe care doar eu le cunosc și nu le știu nimeni și în această zi să pot curat să iau masa Ta, astfel să nu mă fac părtaș la moartea Ta. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta, amin. Mai este unică masa aceasta, pentru că este o masă binecuvântată, însă pe care idolatria invitaților o poate transforma în masa dracilor. Această masă este unică, pentru că este o masă binecuvântată, dar idolatria invitaților o poate schimba în masa dracilor. Cuvântul lui Dumnezeu are niște versete extraordinare pentru noi. În 1 Corinteni 10, 20 și 21, dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, și eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Și 1 Corinteni 10 cu 14, textul cu care am început, spune: de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Și aici e prea de tot. Veți spune, frate Cosmin, ce povestești aici? Despre ce idoli vorba? Dar noi în casele noastre nu avem idoli? Are cineva vreo statuetă mică la care se închine în casa lui? Dacă o aveți, o aruncați repede afară. Dar nu avem, fraților, noi nu avem în casele noastre lucrurile acestea. Și totuși, m-am gândit mă gândeam la ziua aceasta și m-am gândit: Doamne, eu stau de obicei în partea aceea, sunt chiar în fața mesei Tale, cum să pot să iau eu masă cu dracii? Cum să pot să vreau să mă gândesc în inima mea că eu întind mâna la masa Ta, dar când colo să iau parte la această masă a dracilor? Pentru fiecare dintre noi și pentru mine în mod special, idolatria nu este doar în formă de statuete mici la care ne închinăm. Pentru fiecare dintre noi, și îmi spun mie în primul rând, idolul cel mai mare este eu-ul meu personal. S-ar putea să stau în fața Domnului, aproape de masa Domnului, și să mă gândesc în sufletul meu: am reușit ceva, sunt ceva. Și nu mă refer la partea fizică, ci mai... Doamne, totuși m-am chinuit, m-am străduit să fiu al Tău. Uite ce am și săptămâna aceasta, și luna aceasta, am făcut actele alea, am spus de Tine, am citit din cuvântul Tău și m-am dat seama, Doamne, că, în fața Domnului, că și acesta poate fi un act de idolatrie. Eul meu personal s-ar putea să fie un idol. Și mi-am scris aici: orice altă ființă, frați și surori, orice altă ființă, vie sau moartă, sau oricare lucru care în viața mea ocupă locul lui Dumnezeu, este un idol. Dacă în această dimineață n-am puterea să spun: Doamne, din viața mea
În viața mea nu vreau altceva să fie decât persoana Domnului Iisus Hristos, Tu, Dumnezeule și Duhul Sfânt în viața mea, primul loc în viața mea. Să știți, frați și surori, că luăm parte la masa dracilor. E un lucru dur, dar cuvântul lui Dumnezeu e așa de clar. Și mi-am scris aici câteva lucruri. Diavolul niciodată nu a putut crea ceva. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Diavolul întotdeauna copiază. Sunteți de acord cu mine? Copiază și deturnează. Ce credeți, că această masă nu este în planul diavolului să fie deturnată? Adică să-i schimbe diavolul sensul? Eu vă spun că da. Și m-am gândit la câteva exemple. Iată că în Vechiul Testament, atunci când Noe, după potop, iasă afară din barcă și vede curcubeul frumos, și am exemplul ăsta, îl folosesc de multe ori la noi în casă, Dumnezeu spune, iată semnul prin care voi spune că nu voi mai pedepsi niciodată rasa umană, pământul, da? Și vă arăt dragostea mea. S-au găsit LGBTQ cu demonii în spatele lor să aleagă acest semn creat de Dumnezeu, să-l deturneze și să spună că ăsta e semnul nostru, ăsta e steagul nostru. Iată diavolul, care nu poate crea niciodată nimic, dar este un deturnător, este un copiator. Mai face diavolul ce m-am gândit, că a pus în pântecul femeilor acest dar extraordinar de a da viața. Fiind la spital cu toți cei 4 copii care ați avut mai mulți, v-ați mirat și mai mult decât mine, dar m-am mirat întotdeauna de felul minunat în care Dumnezeu a creat viața. Și cum iasă un copil dintr-o femeie? Și le-a dat doctorilor Dumnezeu înțelepciune și a dat Dumnezeu știință atât de mare încât lucrul acesta să se poate controla pulsul și sexul copilului și așa mai departe. Și diavolul vine și spune, eu nu pot să crez nimic, eu nu pot să crez viața. Nu pot să dau înțelepciune nici la doctor să facă bine, dar le dau înțelepciune să facă rău. Și iată că au ajuns să facă ce? Avorturi. Vedeți, diavolul întotdeauna încearcă să deturneze, nu poate să creeze niciodată. Și la această masă m-am gândit personal că cohortele iadului, diavolul și-a trimis demonii lui în fiecare biserică. Și la fiecare om care vrea să întindă o mână la această masă, să vină la urechea să spună, măi, ai văzut de unde ai fost și ce ai ajuns? Prin puterea ta, prin străduința ta. Sau eu știu alte lucruri care ne vin în mințile noastre. Fraților, în această zi, ca închinarea noastră, ca părtășia noastră să nu fie la masa demonilor, la masa dracilor, haide să-L cinstim pe Dumnezeu ca primul în viața noastră. Amin? Este un lucru extraordinar să gândim lucrul acesta. Mergem mai departe. Un alt lucru pentru care masa Domnului este unică, este pentru că masa aceasta îl poate face gelos pe Dumnezeu. Masa aceasta îl poate face gelos pe Dumnezeu. Atunci când noi venim la această masă și avem idol în viața noastră, cuvântul Domnului spune foarte clar că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. 1 Corinteni 10 cu 22. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Vrea cineva ca în dimineața aceasta, prin felul și prin atitudinea în care întinde masa la cina Domnului, să-L întărite pe Dumnezeu la gelozie? Vreau să vă citesc două versete care pe mine m-au cutremurat. Exod 20 cu 5 spune să nu te închini înaintea lor, adică a idolilor, și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Și atenție aici, frați și surori, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Nu vreau în această zi niciunul dintre noi să ne facem responsabili de pedeapsa noastră, a copiilor noștri, a familiilor noastre, pentru că cumva în viețile noastre sunt idoli pe care noi am scos afară înainte să întindem mâna. Spune Exod 34 cu 14, să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos și este un Dumnezeu gelos. Doamne, ai milă de noi. Amin. Dar ca să nu terminăm pe un ton negativ sau mai puțin plăcut, mai sunt două lucruri pe care aș vrea să le amintesc în această dimineață cu privire la unicitatea mesei Domnului. Masa aceasta este unică pentru că este masa care trebuie comemorată sau sărbătorită până la venirea Domnului. Dragi frați și surori, n-a vrut Domnul Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt, atunci când Scripturile au fost scrise, n-a vrut ca masa aceasta să fie doar un semn al trecutului, să fie doar un semn al patimii și al felului în care Domnul Hristos a suferit pentru noi, ci întotdeauna El a spus, frați și surori, dragi popor al Domnului, ori de câte ori vă adunați și aveți această părtășie în jurul mesei Domnului, veți face lucrul acesta până la venirea Domnului. Și nu uitați,
Nu uitați că eu vin curând. Este mesajul pe care Domnul are pentru noi. În 1 Corinteni 11 cu 26 este un text foarte frumos pe care aș vrea să-l citim. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, ce faceți? Vestiți moartea Domnului până va veni El. Este minunat că masa aceasta ne aduce aminte și de venirea Domnului. Și în ultimul rând, masa Domnului este unică și așa de mult mi-a plăcut gândul acesta. Masa aceasta este masa care are aceleași două elemente, de pâine și de vin, de la instaurarea ei, dar chiar și în veșnicie, dar acolo vor fi făcute noi. Masa aceasta este unică pentru că are aceleași două elemente, pâine și vin, de la instaurarea ei și va continua și în veșnicie, dar acolo ne spune cuvântul că va fi făcut nou. Frați și surori, eu de obicei dacă mănânc în fiecare zi același lucru, după un timp mă satur. Nu știu voi cum sunteți. Dar să mănci o viață întreagă două lucruri, aceleași două lucruri. Și totuși m-am gândit ce însemnătate au avut aceste lucruri, pentru că nu se întâmplă nimic fără înțelepciunea lui Dumnezeu din plin revărsată prin tot ceea ce creează, tot ceea ce face. În primul rând, nu m-am putut gândi altceva decât la faptul că de masa Paștelui, la sărbătoarea Pesach, dacă vă aduceți aminte, în ziua 15-a lunii Nisan, atunci când poporul trebuia să serbeze Paștele, ei trebuiau să mânce un lucru care nu era prea bun. Știți ce mâncau? Ce mâncau? Azimi cu un miel fript, ăsta îi zice că e bun, dar cu verdețuri sau ierburi amare. Măi, gustul ăsta nu cred că a fost un gust bun. Eu chiar m-am gândit, azimile alea n-au niciun gust, mai ia Gabi, toată. Ierburi amare, niciun gust, probabil că le-a dus amărăciune în viața lor, le-a dus aminte de viața din Egipt, le-a dus aminte de toate aceste lucruri. Și iată că vine Domnul Iisus Hristos, acest unic Fiu al lui Dumnezeu și ne aduce pâinea și vinul. Și m-am gândit, Doamne, ce semnificație, înțeleg, pâinea e trupul Tău, înțeleg că vinul are semnificația sângelui și totuși, mai mult decât atât pentru poporul Tău, de ce ai adus aceleași două elemente? De ce-s cu aceste două elemente? Și m-am gândit, pentru mine personal, nu scrie în cuvântul lui Dumnezeu neapărat lucrul ăsta, cred că elementele acestea de pâine și de vin sunt elementele bucuriei și elementele sărbătorii. N-a vrut Dumnezeu ca la această masă a Domnului să vadă un popor dezorientat, să vadă un popor apăsat, un popor trist, un popor cu probleme, ci a vrut să ne vadă bucuroși, a vrut să vadă sărbătoare. Amin? Este sărbătoare, fraților, în viața noastră și viața fiecăruia dintre noi? Că poți astăzi să iei parte la masa Domnului? Aceasta a vrut, cred eu, de la noi, Domnul Iisus Hristos, și mi-a mai plăcut, sunt încă câteva texte pe care aș vrea să vi le aduc înainte. Un text foarte frumos din Ioan 6, este mai lung, dar vreau să-l citesc. Ioan 6, de la 50 la 58. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Amin? Iată, frați și surori, ce minunat descrie Domnul Iisus Hristos pâinea și vinul. Vrei să ai viață veșnică? Sigur că luând aceste două elemente, nu ne dau viața veșnică. Dar împărtășindu-ne cu trupul Domnului Iisus Hristos, având credința în ce a făcut El pentru noi, vom avea viață veșnică. Și în încheiere, primim o perspectivă veșnică și eternă a acestei mese în Luca 22,
29:30, legat de acest gând al veșniciei. Uitați-vă, Luca 22:29-30. Cuvântul Domnului spune aceea: de aceea vă pregătesc împărăția, Domnul Iisus spune așa, după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să ce? Ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Ce lucru minunat este că ne aduce aminte această masă, nu doar masă de aici, nu doar de masa care va urma într-o lună, dacă o mai prindem, care o mai prindem prin harul Domnului, dar ne aduce aminte că odată în veșnicie vom sta împreună cu El la acea masă, vom bea și vom mânca. Ne va aduce aminte, spune cuvântul Domnului, că va face un vin nou, de pâine nu se vorbește, nu știu, unii zic că va fi mana aceea, din nou Domnul o va da poporului său, nu știm, dar vinul îl vom bea din nou. Ne vom împărtăși din nou cu un vin nou. Cum va gusta acel vin? Ce părtășie? Dar nu cred că elementele vor avea importanță, ci importanță va avea împărtășia și împărtășia cea minunată pe care vom avea cu Fiul, cu unicul Fiul al lui Dumnezeu și cu unicul Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt, care odată a fost în noi, va fi cu noi la acea masă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la această masă, să luăm masa cu grijă, cu atenție. Și orice idol din viețile noastre să fie scos afară, astfel încât să plecăm aici plini de viață, energizați, într-o stare a sărbătorii și a bucuriei. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său și mulțumim Lui pentru atențiunea care ne-a fost comunicată prin aceste versete din 1 Corinteni, capitolul 6. Haideți acum din capitolul 10, de fapt, pentru că până acum am uitat la câteva versete din capitolul 6. Haideți acum să ne ridicăm și cu rugăciune să venim în inima noastră înaintea acestei mese, cercetându-ne rugăciunile noastre. Ajută-ne, Doamne Iisuse, ca împreună, Doamne Iisuse, să putem, Doamne Iisuse, să trăim o viață, Doamne, care să-ți dea cinste ție, Doamne, amin. Pentru că Tu ești Cel care a murit pentru păcatele noastre, Doamne. Și asta sărbăm astăzi, Doamne Iisuse, scăpare de păcat și vindecare, Doamne Iisuse, de trecut, Doamne. Te rog, Tată, din cer să sfințești pâinea aceasta, amin, și vinul acesta. Îți mulțumim frumos că ne chem, Doamne Iisuse, ca să fim o familie cu Tine, Doamne, și știu că momentul acela minunat, Doamne, ne vom bucura în mărire, Doamne Iisuse, de sfințenia Ta și de gloria Ta și de slava pe care Tu o meriți. În numele Fiului Tău m-a rugat. Amin. 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 Deci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amin. Tot astfel, după ce a luat paharul și a zis:
acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și peste paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Păi cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osuda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Prin ceea ce facem în momentele următoare, noi vestim moartea Domnului până la venirea lui El. Amin. Amin. Sângele meu trebuia să curgă pe cruce. Sângele meu trebuia să curgă pentru vina păcatului meu, dar mă întreb, oare ar fi suficient sângele meu să curgă ca să șteargă păcatul meu? Și răspunsul în mintea mea, în inima mea, este absolut nu. Nu poate sângele meu să ierte păcatele mele. Era nevoie de altcineva, de cineva care nu doar să șteargă păcatele unui individ, a unei persoane, ci păcatele întregului pământ, să șteargă păcatele poporului său, dar și al neamurilor care vor veni la mine. Doamne, printre numărul lor, peste viacuri, mă număr și eu și îți mulțumesc că sunt acum și pentru mine și mi-a mulțumesc. Doar pe păcatele mele au fost răstignite atunci când tu ai fost răstignit pe crucea de la Golgota și tu ai șters acel zapis
cu toate poruncile, cu toate legile care stăteau împotriva mea și pur și simplu mă împiedicau să mă apropii de Dumnezeu, mă împiedicau să mă apropii de Sfânta Sfinților, dar Tu, Doamne Iisuse, ai răstignit acel zapis. Și odată când Tu ai fost răstignit și ai strigat, s-a sfârșit acea piedică care mă despărțea de Dumnezeu, care este Sfânta Sfinților. Și de atunci și până acum am apropierea de Tatăl. Amin. Pot să intru Sfânta Sfinților, pot să mă rog Tatălui. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai făcut această cale. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ai deschis această ușă. Mulțumesc. Îți mulțumesc că Te-ai gândit. Doamne, Tu erai să fii drept, chiar dacă nu puneai nicio cale, nu dădeai omului nicio cale de mântuire, tot ai fi fost drept. Dar, Doamne, noi vedem astăzi că Tu ești drept. Noi vedem că Tu ești bun. Noi vedem, Doamne, că Tu ești plin de îndurare pentru faptul că ai pregătit această cale. Slăviță. Te-ai jertfit pe crucea de la Golgota. Și astăzi mulțim de oameni se roagă Ție și îți mulțumesc pentru această lucrare minunată. Doamne, și noi astăzi venim cu inima smerită și umilă și îți mulțumim că prin sângele Tău avem viață veșnică. Îți mulțumesc că ne-ai răscumpărat. Îți mulțumesc că Tu ai plătit prețul pentru neascultarea mea. Tu ai plătit prețul pentru păcatul meu, pentru vina mea. Păcatul meu care uneori îl fac fără nici să mă gândesc. Tu și pentru el ai plătit. Doamne, mulțumesc de mine, din inimă pentru această lucrare. Slăbi. Și ajută-mă, Doamne, niciodată să nu uit de prețul suprem, de prețul măreț pe care l-ai plătit. Și îți mulțumesc că această masă mă aduce cu picioarele pe pământ ca să recunosc că viața pe care o am acum nu o am prin mine, ci sunt dependent de Tine. Și îți mulțumesc că o am această viață prin Tine. Glorificat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Dumnezeu avea o legătură strânsă în grădina Eden, dar neascultarea, ca efect păcatul, a dus-o în străinarea omului față de Dumnezeu. Vina păcatului, păcatul omis zilnic, îl separă pe om de Dumnezeul său, îl separă pe om de Creatorul său. Însă pe cruce, Domnul Iisus Hristos a luat acea vină, vina mea, vina ta, a luat-o asupra Lui pe crucea de la Golgota și a răstignit-o. Acum, când vina păcatului meu este plătită pe crucea de la Golgota, Dumnezeu privește la mine și privește cu milă la mine, privește satisfăcător la mine, fiindcă pentru vina mea
aceasta este ispășirea, frates. Dacă eu și cu tine suntem astăzi acoperiți cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos și socotiți neprihăniți, noi suntem mai cuiva. Noi suntem mai cuiva, noi nu suntem de capul nostru. Noi aparținem cuiva. Cât de frumos a fost spus în această dimineață. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Până pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Pavel spune două argumente prin care ne arată că noi deja suntem uniți cu cineva. Și le spune, nu e un lanț care ne leagă de cineva, sunt două. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este ea împărtășirea cu sângele lui Hristos, paharul pe care l-am binecuvântat și am băut. Nu ne arată nouă oare asta că suntem una cu Hristos? Ca și inelul care ne spune că suntem căsătoriți. Faptul că astăzi am băut din pahar ne-a arătat unul la altul, dar și domnilor, că noi suntem al lui Hristos. Amin. Și asta vrea spune, este suficient. Dar Pavel nu se oprește doar la pahar, el spune, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășire cu trupul lui Hristos. Inclusiv prin pâinea pe care am consumat, am mâncat-o, am arătat și ne-am arătat nouă că aparținem cuiva. Noi nu suntem amori buni. Acestor ori, dar este un pericol. De aceea și Pavel spune, fugiți de închinarea la idol, fugiți. Tendința este să ne apropiem, să vedem cum arată. Fugiți. Pavel tot este cel ce scrie și spune, nu știți că trupurile voastre sunt mântuare ale lui Hristos? Din nou, ele aparțin deja cuiva. Voi lua eu mădurare lui Hristos și vă face din ele mădurare ale unei curve? Răspunsul este aici. Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar versetul 7 spune, dar cine se lipește de Domnul este un singur trup cu el. Frașesor, noi ne-am lipit de Domnul. Amin. El s-a lipit de noi. Este în inima noastră și noi suntem ascunși în ea. Prin faptul că am luat aspânea și vinul, am arătat încă o dată cui noi aparținem. Amin. I-am spus fraților și surorilor că aparținem lui Hristos și frații și surorile să aibă grijă în caz că o colim sau că la stânga sau la dreapta i-au tot autoritatea să le îndrepte, fiindcă vor în continuare să fim ai lui Hristos. Hai să cum să venim în rugăciune și să-i mulțumim lui pentru acest an nemeritat pe care îl avem și trăim în el. De a fi copii, de a fi părtași la părăția lui Dumnezeu. Amin. Hai de rugăciune. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Slavă ție. Mulțumesc, Doamne. Amin. 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 Te laud și eu, Doamne, pentru că și în ziua de astăzi ne-ai trimis la masa ta. Slăviți să fii, Doamne, dar avem nevoie de mila ta, de înțelepciune de la tine, să ne întărești, Doamne, pe cale, pentru că am dorit că așa cum am stat în ziua aceasta înaintea ta, să avem parte cu tine însă. Amin. Doamne, te rugăm pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, pentru poporul tău. Doamne, întărește-ne pe toți și ajută-ne ca să fim acolo. Amin. Amin.
care se poate slăvit să fie, glorie ție. Și durare față de noi, Doamne, mulțumesc. Că te-am întristat în iertare și îți mulțumesc că ești gata încă să ne ierți. De aceea te rog să ne ajuți în continuare să mergem pe calea ta, Doamne, cu frică și temere de tine și să te căutăm pe tine mai mult ca orice și tot ce avem să tot ce avem mai bun pe lumea asta să stăm ție, să-ți special inima noastră, te rog, rămâi cu, cu noi toți în continuare. Dă vindecare la toți cei care au nevoie și de protecția noastră. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Amin. Mulțumesc, Domnule Iisuse, că Tu ne reamintești că suntem copiii Tăi, Doamne. Și îți mulțumesc, Domnule Iisuse, pentru că Tu ne vrei cu Tine, Domnule Iisuse. Îți mulțumesc că pui dorul veșniciei în inimile noastre, Domnule Iisuse. Îți mulțumesc, Domnule Iisuse, pentru că ești împărat, Doamne, și îți mulțumesc în măreția asta Ta, Domnule Iisuse. Tu ești Tatăl nostru, Domnule Iisuse. Binecuvântat fie numele Tău în vecii vecilor. Îți mulțumesc că ai ținut mâna Ta și peste fratele Usan, Doamne. Amin. Mulțumesc, Doamne, că cu atâtea probleme și cu atâtea probleme de sănătate, Doamne, a trecut, Doamne Iisuse, cu Tine de mână, Doamne, și n-a zis nimic, Doamne. Lăudat fie numele Tău, Doamne Iisuse. Mulțumesc că Tu ești cu noi, Doamne Iisuse. Mulțumesc că Tu ești cu cei ce te caută pe Tine, Doamne. Doamne Iisuse, laud numele Tău, laud puterea Ta și Te glorific pe Tine, Doamne Iisuse. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să fim cu Tine în slavă. Numele Fiului Tău m-a rugat. Amin. 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 Slavă, slavă ție, Doamne bun și milostiv, pentru planul Tău minunat de mântuire, care ne-ai pus și pe noi și pe mine personal. Doamne, da, Doamne, îți mulțumesc. Te-ai gândit la mine și m-ai găsit acolo în întuneric unde eram mort în păcatele mele și fără dreptele mele și Tu mi-ai dăruit viața Ta, Doamne Iisuse. M-ai pus pe stânca Tare. Mi-ai dat o lucrare, Doamne Iisuse, și lucrezi astăzi prin mine. Lucrezi prin mine la viața mea, lucrezi prin mine la viața celor de lângă mine. Și, Doamne Iisuse, ajută-mă să las în urma mea un semn a faptului că Tu ai fost puternic, ai lucrat cu putere cu viața mea în această lume. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru prețul de la Golgota în care ai făcut viața mea. Ajută-mă, Doamne Iisuse, să meditez asupra acestui preț. Îți mulțumesc, Doamne, pentru invitația care mi-ai făcut-o în această dimineață. Gloria ție. Mulțumesc, Doamne, că am putut din nou să particip aici, Doamne. Slăviți-Vă. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu m-ai învrednicit. Slăviți-Vă, Doamne Iisuse. Te rugăm. Te rugăm și pentru biserica Ta. Te rugăm, Doamne Iisuse. Amin. Păstrați-ne sfinți, fără pată. Te rugăm. Curați, Doamne Iisuse, separați de păcat. Chiar dacă suntem unui neam păcătos. Ajută-ne, Doamne Iisuse, prin puterea Ta să ne ferim și încerc aceste lucruri în nume drag și scump al Domnului Iisus Hristos și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Aleluia! 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 Aleluia.
să faci la fratele de urmăritul din România și cumva a observat că n-a făcut anunțul și a fost drăguț păcat să se supre și să ne aducă aminte de situația asta. Joi am primit un telefon de la un frate din România, către trei ani, Gherebești, trei ani, Daniel, care locuiește în localitatea Perita. Nu sunt cunoscut așa de bine cu România, este din județul Sărac, pentru că nu cunosc mai bine această localitate. Numărul lui de telefon, sau numărul meu de telefon a ajuns la el, prin frate Daniel Chiu, care i-l-a dat. E un frate care mi-a spus situația lui despre copilul lui care a avut accident. El a fost cel care l-a accidentat dând în spate cu mașina și a avut câteva operații, 3 sau 4 operații în România, apoi în Germania, apoi în Austria, pentru a-i face din nou piciorul, a aduce la normală, prin și poze, aș putea să vă arăt cu copilul. Dar, slavă Domnului, îi mulțumesc și Domnului că a mai mult mai bine copilul. Operațiile au fost reușite și copilul acum poate să meargă. Însă, problema e că e tot mai greu, fratele Montiarne din România și știe care este situația de acolo din România, cât de greu este pentru unii să plece în străinătate, să lucre ca să facă ceva bani și acest frate are 5 copii și ar fi vrut să plece în afara țării, în străinătate, să adune cel puțin ceva bani, resurse pentru iarnă. O familie mare cu 5 copii, eu vin dintr-o familie cu 5 copii, știu ce înseamnă acest lucru, fără cărbuni, fără lemne, și doar bani pentru mâncare, nici aceștia nu i-are. Și apelează la Biserica Emanuel ca să îi ajutăm financiar și în rugăciune această familie. Și dacă este pe inima cuiva, puteți, vă pot da mai multe informații și cred primitul sumă fratelui Belegheș din România. Și dânsul știe despre Biserica Emanuel, ne-a urmărit cât de acum serviciul din această dimineață și mă rog ca Dumnezeu să ne dea inimă, ne dea dorință ca să sărim în ajutorul acestei familii, care nu este ușor. Domnul să binecuvânteze pe ei și pe noi la plecare, dar și la întoarcere din nou. Amin. Amin. Amin.